And I will translate this. Just if you are not high, you will be able to have his age. Thank you.
mesele greșită în acest. I can understand you wrong, my master. Singurul mod în care pot, the only way, să ridicam că tehnica mea nu este o tehnică de salon. The only way I can see my technique is it's not a soft technique, it's like a real technique. Este să văd acest lucru. It's that I can see that in real practice. Să facem mai încet decât în mod real. We will do it slower than in the real. Dar trebuie din când în când să ne gândim că viața adevărată nu este ca cea din dojo. Sometimes you should think that the real life is different than the dojo life. Dacă ar fi ca în dojo, ar fi o armonie universală. If the life will be like in dojo, there will be a harmony all the time. Există cazuri când nu pot faceta să fac. E o lovitură puternică, și o menuci, da? Care instinctul de conservare este cel care decide ce să fac. Yeah, there is some time that I can get a hit from nowhere and my instinct is safe. Instinctul meu este foarte bun. My instinct is very good. Cu condiția să le iau în seamă, țin cont de... Only on one condition, to listen to him. Dacă... Yeah. Cunosc și principiile If I know the principle of Aikido, I can mix it again. Instinctul spune când. My instinct is said to me when. Și Aikido spune cum. And Aikido said to me how. Synchronist.
motorul. Dată că am de drumul, nu ați chiar și de stic. Iar când depinde baturul. Nu trebuie să arunc, trebuie să n-ai interes. Nu știu eu. Control. Sign
deci asta îmi permite și dezarmarea partenerului. Thank you.
Această mișcare se face de obicei la atacurile cu armă. Don't try this. Charlie?
Mâine dimineață, mâine după amiază la ora 5 și jumătate? Da. Da? 7:30. Da, aș vrea să le spun prietenilor mei din Siria, care sunt, că de câte ori merg într-un dojo. Văd mereu o altă natură ai tu. Aikido poate fi vorbit în diferite limbi. Aikido, different language. Important este mesajul. Important thing is the message to be sent. Mulțumesc pentru participare. Thank you for your participation. Deci tu, Andrei?